suntem la lecția de fizică. Tema de astăzi se numește acțiunea radiațiilor nucleare asupra organismelor vii, regulile de protecție contra radiației. Deci astăzi la lecție vom învăța despre efectele radiației asupra organismelor vii, cum se determină doza de radiație absorbită de corp, ce pași să întreprindem pentru a ne proteja de radiații în caz de accident nuclear și domeniile unde radiațiile pot fi folosite și cu efect pozitiv. Cunoașteți deja că toate elementele chimice au izotopi, mulți din ei fiind radioactivi. Activitatea firească a acestora, precum și radiațiile provenite din spațiul cosmic, creează pe Pământ un fond natural de radiație, în care există omul și întreaga natură vie ce îl înconjoară, flora și fauna. Mai mult ca atât, datorită activității omului, care construiește reactoare nucleare, acceleratoare de particule, efectuează diferite reacții nucleare, testează armamentul nuclear, folosește substanțele radioactive în diferite domenii ale științei, tehnicii, medicinii, agriculturii, nivelul fondului radioactiv real existent este mai înalt decât cel natural, creat doar de minereurile radioactive și razele cosmice. În caz de accidente, la obiectivele legate de exploatarea substanțelor radioactive sau pe teritorii destinate pentru efectuarea exploziilor nucleare, nivelul radioactiv în genere devine amenințător de periculos pentru organismele vii. În ce constă acest pericol radiațiilor nucleare pentru om, dar și pentru alte ființe vii? Organismul uman este un sistem multifuncțional și foarte complex. Toate organele și țesuturile lui constau din celule care funcționează în continuu, asigurând ritmul biologic firesc al vieții omului. Celulele sunt foarte sensibile la orice schimbări și influențe destructive condiționate de factori exteriori. Radiațiile radioactive au o proprietate generală de impact negativ asupra celulei, datorită capacității lor ionizatoare la trecerea prin substanță, provocându-i acestea schimbări la nivel molecular. Ca rezultat, celula își pierde funcționalitatea biochimică vitală și fiind expusă la acțiunea excesivă a radiațiilor, crește pericolul declanșării unor boli ale organelor, care deseori sunt incurabile. Din toate componentele, cele mai sensibile sunt nucleele celulelor, îndeosebi ale acelor celule care se divizează repede. Astfel, radiațiile atacă în primul rând mădăva oaselor, se dereglează procesul de formare a sângelui, se dezvoltă o boală foarte periculoasă, leucemia. De asemenea, radiațiile provoacă afecțiuni grave tractului digestiv, organelor reproductive, sistemului endocrin. Drept consecință, în acestea pot începe procese patologice irreversibile, mutații genetice și boli incurabile. Vreau să menționez că în procesul acțiunii asupra organismului uman, radiațiile nu provoacă senzații dureroase, astfel încât omul nu este motivat de a se proteja, dacă nu deține momentan informația despre acțiunea radiațiilor. În fizică, a fost elaborat un sistem de mărimi și unități pentru estimarea cantitativă a energiei radiațiilor ionizante absorbite de organism. Una din mărimile menționate este doza de radiație absorbită, notată cu simbolul D mare. Deci mărimea fizică egală cu raportul dintre energia radiațiilor ionizante absorbită de corpul iradiat și masa acestuia se numește doza de radiație absorbită. Formula D este egal cu raportul dintre E mare, ce reprezintă energia absorbită de corp, și E mic, masa corpului iradiat. Unitatea de măsură a radiației în sistem internațional se numește grei. Un grei este egal cu un joule pe un kilogram. În practică, pentru estimarea acțiunilor radiațiilor ionizante, mai este folosită o unitate extrasistem care se numește rentgen, cu simbolul R. Un rentgen echivalează cu o sutime din grei. Sursele radioactive naturale creează organismului uman o doză de radiație de aproximativ 2 mg pe an, iar împreună cu cele utilizate în activitatea umană, până la 3,5 mg pe an. În conformitate cu normativele actuale elaborate de instituții abilitate, doza anuală admisibilă de radiație ionizantă, rentgen sau gamma, care nu afectează vădit organismul uman, este de 50 mg pe an. Această doză
admisibilă limitează iradierea inclusiv a categoriilor de angajați care activează în domenii legate de utilizarea substanțelor radioactive sau altor surse de radiații ionizante. Dozele prea mari de radiație deja prezintă pericol, de exemplu, o doză de câțiva grăi absorbită într-un timp scurt este mortală. Pentru măsurarea dozei de radiație se folosesc instrumente speciale numite dozimetre. În cazuri de accidente la întreprinderi nucleare, explozii nucleare sau de apariția altor focare de radiație care depășește esențial fondul radioactiv natural, trebuie să acționăm foarte operativ și competent în conformitate cu anumite reguli generale recomandate. Cea mai bună variantă de protejare este de a părăsi rapid zona contaminată sau să ne îndepărtăm la o distanță cât mai mare de focar, deoarece intensitatea radiațiilor descrește odată cu mărirea distanței de la sursă. În cazul când evacuarea este imposibilă, folosiți adăposturile cu pereții cât mai groși și construiți din materiale care absorb eficient radiațiile, micșorându-le intensitatea. Dacă evacuarea nu este posibilă și lipsesc adăposturile speciale, pot fi utilizate temporar până la intervenția serviciilor de salvare orice ascunzisuri sau obstacole care diminuează influența radiațiilor nucleare. Este important să vă protejați căile respiratorii, utilizând filtre umezite din țesuturi, dacă nu dispuneți de alte mijloace speciale, care ar opri particulele de praf cu eventuale depuneri de substanțe radioactive. Adăposturile speciale permit de a diminua practic definitiv influența radiațiilor ionizante. De asemenea, alte adăposturi le micșorează esențial intensitatea, de exemplu, casa construită din lemn de la 4 la 10 ori, casa construită din piatră de la 10 până la 50 ori, beciuri și subsoluri de la 5 până la 100 ori micșorează intensitatea radiațiilor. În cazul când sunt necesare lucrări în zona de contaminare radioactivă, în calitate de mijloace de protecție, se folosesc echipamente vestimentare speciale pentru personalul implicat. Normele de protecție limitează de asemenea timpul de aflare pe teritoriul afectat. Știința a demonstrat că în multe domenii radiațiile pot fi folosite și cu efect pozitiv. Însăși, acțiunea fondului natural stimulează multe procese biologice, care au loc în natura vie în multe plante, de exemplu, iradierea semințelor culturilor agricole cu raze gamma duce la creșterea recoltei. În scopuri de cercetări științifice în domeniul agriculturii se folosesc diferiți izotopi, de exemplu, fosfor radioactiv, pentru determinarea condițiilor optime de asimilare a unor îngrășăminte ce conțin fosfor. Aceleași raze gamma se folosesc cu succes și în medicină, la tratarea unor boli canceroase, deoarece celulele tumorilor sunt mai sensibile la radiații decât celulele sănătoase. În calitate de surse radioactive, pentru aceste scopuri se folosesc cobaltul radioactiv, iodul, itriul. În continuare, la tema de astăzi vreau să vă propun o rezolvare de problemă și anume să determinăm energia anuală ce o primește un om cu masa de 80 kg din radiația fondului natural dacă doza de radiație absorbită este de 2 mg într-un an. Pentru început, scriem relația ce determină doza absorbită de corp, D egal cu E asupra lui M. Din această relație determinăm necunoscuta, și anume E este egal cu D dimulțit cu M. Înlocuim datele în această relație și obținem că energia absorbită anual de radiația fondului natural de om este de 0,16 joule. Iar la sfârșit de lecție vreau să vă dau o provocare. După cum cunoașteți, televizorul este și el o sursă slabă de radiații rentgen. Vizionând emisiuni televizate timp de 4 ore pe zi, anual ne expunem unei doze de radiație egală cu 2·10⁻¹⁵ grei. Compară această doză de radiație cu doza de radiație a fondului natural. Este ea periculoasă pentru om? Mulțumim pentru atenție, ne vedem la lecția următoare!